Salutare la toată lumea. Eu sunt Sebastian. În fine, vreau să fac un oarecare review, dacă se poate spune așa, al părții motociclete a jocului Drive Club. Pentru că probabil nu mulți s-au apucat încă să joace, fiind motociclete și nu mașini, chestiile alea sigure pe patru roți. Bun. În primul rând, sunt motociclist de aproape 20 de ani, deci am kilometri la activ, am kilometri făcuți pe stradă, pe asfalt, pe neasfalt, pe macadamuri, pe tot ce se poate. Pot să zic că știu să conduc motocicleta foarte bine și pot să zic că din această cauză jocul m-a impresionat pozitiv. Nu mă așteptam să fie așa de bine făcut. Nu pot să zic că e corect făcut din punct de vedere al driving-ului. Normal că nu e, având în vedere că la motocicletă ai două frâne, ai 17 manete și centru de greutate de care să te îngrijorezi și fața și cum frânezi și unde stai și cum îți pui cur în șaș. În fine, se zice că motocicleta se conduce din fund. Dar în afară de aceste, zic, normale obiecții ale mele, jocul este destul de bun, este destul de incitant. Pot să zic că din câte jocuri am jucat cu motociclete, este singurul care pare cât de cât aproape de adevăr. Restul, MotoGP-urile și tot ce am mai jucat, Motorbike Club sau nu mai știu ce era, erau foarte rigide, nu m-au impresionat cu absolut nimica și nu vi le pot recomanda. Dar această adăugare de cât costă, știu, aproape 60 de lei sau ceva de genul ăsta, sau standalone, zic eu că merită toți banii, trebuie încercată, e altceva, mai ales că probabil mulți dintre voi n-ați încercat o motocicletă și nu știți povestea cu ea. Asta este un mod mai sigur de a încerca o așa zisă motocicletă, că nu e o motocicletă. În fine, senzațiile sunt mișto, jocul este bine făcut și Yamaha R1 9 sună absolut demențial, nu numai ea, dar în special ea. În fine, o să aștept să ajung la HP2R și ăla cred că o să sune și mai interesant, având în vedere că e prima motocicletă overcharge din carieră. Așa că dacă nu l-ați cumpărat până acum, eu zic că merită. Cei care, la cine a făcut Drive Club-ul, sigur, sigur o să-i placă și acest joc. În fine, altceva nu am să vă spun decât baftă și să ne auzim în joc, ca să zic așa.